Slăvit fii, Iisuse, căci lucruri mari faci la tine, pe oameni cu drag îi atragi. Prin jertfa măreață tu viață ne-ai dat și cerul tău, Doamne, ne l-ai descuiat. Cântarea de la numărul 146. Să plecăm capetele în rugăciune. Doamne Iisuse, ne este drag să cântăm slăvit fii Iisuse, căci lucruri mari faci. Mântuirea pe care am primit-o în dar este cea mai mare minune pe care am trăit-o fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru lucrarea harului tău din locul acesta. Îți mulțumim pentru istoria acestei biserici și îți mulțumim, Doamne, că și seara aceasta o lași să fie o seară cu har. Doamne, am cântat și faptul că atragi oameni la tine. Doamne, pentru toți cei care n-au trăit experiența binecuvântată a mântuirii, te rugăm, atrage-i la tine în seara aceasta. Am vrea să fie o seară de zidire spirituală a bisericii tale și o seară de mântuire a sufletelor care sunt aici. Fă-ne parte, Doamne, de prezența ta binecuvântată. Lucrează și pregătește inimile noastre. Vrem să le pui într-o stare potrivită ca să primim cuvântul Tău, așa încât și cântarea, și rugăciunea, și slujirea celor care
s-au pregătit și au adus și aduc darul lor în seara aceasta. Și predicarea cuvântului Tău, fiecare lucru să fie sub conducerea Duhului Tău cel Sfânt. Și fiecare să însemne slăvirea numelui Tău și zidirea bisericii Tale. Ne așezăm sub autoritatea cuvântului Tău și Te rugăm minutele care urmează să le faci folositoare pentru viața noastră. Vrem să începem această săptămână în casa Ta și vrem să o trăim pentru Tine. În numele scump al Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Vă rog să luați locul și continuăm să lăudăm pe Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu, al lumii împărat, căci El ne-a dat prin Fiul Său scăpare de păcat. Cântarea de la numărul 32. Ca Dumnezeu să-și primească toată slava din închinarea noastră în seara aceasta. Vă spunem cu toată bucuria, bine ați venit la Emanuel, la închinarea bisericii, la proslăvirea Dumnezeului nostru. Dorința noastră este să-L cunoaștem mai profund și apoi să unim această cunoștință cu fapta. Dați-mi voie să vă întreb, dragii mei, ce v-ați dori să se întâmple în seara aceasta ca să spuneți la sfârșit, s-a meritat să vin la biserică. Sau să, ce v-ați dori să se întâmple în seara aceasta, ca la final să spuneți, mi-a vorbit Domnul, am crescut spiritual, a fost o seară binecuvântată. Vedeți, unii au așteptarea să vadă un miracol, să vadă ceva supranatural, însă Dumnezeu lucrează cu noi și aseamănă cuvântul Lui cu o hrană zilnică, de care este nevoie, care e important să fie sănătoasă și care e important să fie luată la timp și apoi pusă în fapte. Și vreau să vă întâmpin cu cuvintele Apostolului Petru. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Cred din toată inima că dacă acest lucru se va întâmpla în seara aceasta, este o seară binecuvântată. Cred că răspunsul la întrebarea ce mi-aș dori să se întâmple, mi-aș dori să se întâmple miracole sau mi-aș dori să se întâmple lucrul acesta. Harul și pacea
să ne fie înmulțite prin cunoașterea mai profundă a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Și apoi Petru spune, de aceea, dați-vă și voi, dacă Dumnezeu face asta, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Și interesant, parcă se închide un cerc. Cu alte cuvinte, cred că Apostolul Pavel ne spune, Dumnezeu ne vorbește, ni se înmulțește cunoștința într-un asemenea timp de părtășie, la o asemenea seară, când stăm înaintea cuvântului. Suntem chemați ca această cunoștință să o unim cu fapta în timpul săptămânii și apoi să ne revedem în acest loc ca să unim cu fapta din nou cunoștința. Ca Dumnezeu din nou să ne vorbească, din nou să ne cerceteze și din nou să lucreze la viața noastră și în felul acesta, fiind cu inima deschisă la ceea ce vrea Dumnezeu să ne descopere, să se întâmple creșterea spirituală. Ce mi-aș dori să se întâmple în seara aceasta, ca să fie o seară binecuvântată, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Amin. Să cunoaștem lucrarea Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Fie ca Dumnezeu să ne lase binecuvântarea aceasta fiecăruia, potrivit cu inima fiecăruia, potrivit cu nevoia fiecăruia, potrivit cu poverile cu care am venit sau cu jertfele de mulțumire pe care le avem pregătite. Acum lăsăm corul să-și aducă lauda și apoi toți cei care s-au pregătit. Binecuvântată să fie această ocrotire a Dumnezeului nostru. Și în seara aceasta am venit în locul acesta să ne încurajăm unii pe alții să alergăm la această ocrotire și la protecția aripilor Lui. În momentele următoare dorim să ne închinăm împreună cu aceia care doresc să-și aducă daruri slujirii lor înaintea Domnului pentru început. Sora Diana Chirile laudă pe Domnul printr-un solo și apoi ascultăm o poezie declamată de sora Adriana Talboș.
Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Sunăm, ne apelăm, ne conectăm și de semnale-i saturat eterul. Comunicăm febril, dialogăm și prinși de acest vârteș prea des uităm că mai avem un fir direct cu cerul. Pământul ne-a rămas parcă prea mic, căci anulând distanțe cu îndrăzneală vorbim mai mult, spunând ades nimic. Ne apropie omniprezentul clic, dar ne despart prăpăstii de răceală. Sunăm să cerem și să oferim. Avem agenda supraîncărcată cu prieteni, cunoscuți sau anonimi. Și în dialog steril ne irosim, iar linia spre cer e neglijată. Tatăl Ceresc așteaptă răbdător să-L mai sunăm, să-I spunem ce ne doare, să-I cerem cu credință ajutor, să-I mulțumim că e îndurător, să lăudăm în sfântă închinare. E dialogul binecuvântat, când pe genunchi avem conexiune cu cerul niciodată ocupat, cu cerul ce răspunde garantat, cu cerul în dialogul rugăciune. Mereu deschis, mereu având semnal și peste tot având acoperire, acest serviciu unic e vital, iar dialogul strict spiritual ne îmbogățește în dumnezeire. Sunăm, ne apelăm, ne conectăm și de semnale-i saturat eterul, dar prinși de acest vârtej să nu uităm că doar de pe genunchi înaintăm, dialogând neîncetat cu cerul. Amin. Mulțumim, sora Adriana, ce aducere a minte atât de importantă, mai ales în vremurile noastre, legat de importanța rugăciunii. O, Doamne, ajută-ne să nu uităm de această extraordinară posibilitate de comunicare cu cerul într-o lume ca asta. Cântarea sorei Diana ne-a motivat să lăudăm pe Domnul cu toții și vă invit să ne ridicăm și să lăudăm pe Domnul prin cântare. Haideți să ne unim și să ne învățăm inima în seara aceasta, să ne instruim sufletul, să ne punem nădejdea și să ne punem sufletul în a lăuda pe Domnul. Cântarea de la numărul 297. Viața mea s-a schimbat când am fost mântuit. Iisus e în inima mea.
Slăvit să fie Domnul pentru această realitate, fie ca prezența și bucuria mântuirii Domnului Iisus să continuă să rămână în inima noastră și în această săptămână. Fratele Iulian. Există un prieten cei mai mult ca un frate, ce-a răspândit iubirea pe pământ. Iubise că se duse chiar la moarte. Iisus Hristos e numele cel sfânt. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul mi-e ocrotit. Când vin furtuni în viață, în Iisus am speranță. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Iubirea sa e lumină pe cărare, dureri, necazuri el va alina. Ușoară mi face a crucii apăsare, în rugă când înaintea lui voi sta. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul mi-e ocrotit. Când vin furtuni în viață, în Iisus am speranță. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. În tot momentul El lângă mine, prin Duhul Sfânt e chiar în viața mea. Și nimeni nu-i s-ofere atâta bine, și nimeni pace nu poate să-mi dea. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul e ocrotit. Când vin furtuni în viață, în Iisus am speranță. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul mi-e ocrotit. Când vin furtuni în viață, în Iisus am speranță. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Certitudinea tuturor acelor care s-au încrezut în El și fie ca Domnul să dea această certitudine și la alții care încă nu o au și sunt împreună cu noi în seara aceasta. Ne bucurăm să ascultăm o poezie declamată prin fratele Miheț de la Biserica numărul 2 și apoi în mijlocul nostru este fratele Gabi care tocmai s-a întors din Coreea de Sud, cred că are o mărturie despre experiențele pe care le-a avut acolo și în mod special legate de bisericile de acolo despre care am auzit lucruri mari, el a avut ocazia să și vadă, suntem nerăbdători să ascultăm și apoi și fratele Gabi va lăuda pe Domnul prin cântare.
Slăvit să fie Domnul! În Isaia, la capitolul 53, profetul Isaia spune: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și cu toate acestea, noi nu l-am băgat în seamă. Nimeni din cei 12 apostoli nu-i luase apărarea. Singur a rămas sărmanul, suspinând, plin de întristare. Unde șchiopii, surzii, muții și leproșii pe care i-a vindecat? L-au lăsat, cu toți s-au dus. Și a rămas la judecată singurul, blândul Iisus. Petru, cel viteaz, când hohorta vine, el sabia scoase. Cel ce a spus pe sfânta lege, te vă urmă până la moarte. Stă la foc, nu vrea să spună, de 3 ori tăgăduiește. Cel ce nu știa ce-i frica de o femeie se îngrozește. Iar când cocoșul aude, plânge Petru cu amar, se căiește și suspină, dar târziu și în zadar. O cunune-i pun pe frunte și la orice întrebare tace, rabdă și suspină, nimănui nu este drag. Singurul Pilat răspunde: eu nu-l găsesc vrednic de moarte, voi faceți cu el ce voiți. Noi avem legea, strigară. Atunci Pilat l-a scos pe ușa afară, o cruce i-a pus în spinare și un Simon din Cirena el o duce în locul său și pe dealul căpățânii pe cruce l-au răstignit. Între 2 tâlhari îl pune, iar unul dintre cei 2 zice: mă, tu dacă ești fiu de Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și la urmă și pe noi. Ce vorbești, vorbi din dreapta, tu nu vezi că noi suferim pe dreptate, dar omul acesta ce-au făcut? Doamne, când vei fi în slavă, pomenește-mă de vrei. Iisus grabnic îi răspunde: azi vei fi cu mine în rai. Cel ce a creat izvoare vrea să stâmpere a lui sete, ei îi dau oțet cu fiere, înmuiate în burete. În sfârșit își pleacă capul, s-a sfârșit când el grăi. Cerul s-a îmbrăcat în doliu, nu vrea să vadă chipul său. Ies și morții din morminte, stâncile mari se despică, cei ce stau și văd minunea fața în sus, spre cer ridică. Iar a treia zi, când zorii dimineții se arată, piatra la o parte-i dată, a înviat triumfătorul și e viu în vecii vecilor. Amin. Dragi frați și surori, este bucurie și pentru mine ca după masa aceasta să pot să vă spun câteva cuvinte. Mai înainte de toate însă doresc să-L laud pe Dumnezeu cu cântarea aceasta din 2 motive. Unul este într-adevăr cel despre care fratele păstor spunea, faptul că am făcut o călătorie cu serviciul în Coreea de Sud și Dumnezeu mi-a făcut parte de experiențe binecuvântate acolo, chiar dacă a fost o călătorie de serviciu. Dar în al doilea rând, poate în primul rând, acum 2 ani, și am vrut să spun câteva cuvinte și despre lucrul acesta, acum 2 ani, pe vremea asta, așa a îngăduit Dumnezeu ca instrumentul acesta muzical pe care îl țin în mână și care este, de fapt, meseria pe care o practic, să petreacă cam o lună de zile în mână unor hoți. Dumnezeu a găsit cu cale să-l întoarcă înapoi.
Dar a fost o experiență, chiar în ziua asta, în 13 mai, acum 2 ani. Dar a fost o experiență de care mi-aduc aminte înaintea lui Dumnezeu, așa cu mare bucurie, și pentru că este un instrument valoros, așa financiar vorbind, dar mai ales pentru faptul că Dumnezeu în momentele acelea a demonstrat că este mai presus de oameni, mai presus de chiar de puterea celui rău și că încercările lui totdeauna lucrează spre bine și pentru slava numelui său. Mi-am adus aminte că citeam chiar în dimineața după ce s-a furat oboiul, citeam Psalmul 76 și la versetul 4 spunea: Dumnezeu este mai măreț, mai tare decât munții răpitorilor. Și m-am gândit la versetul acesta și am spus, de ce n-am citit un verset cu vrăjmașul, cu cei care asupresc, cu alte lucruri așa negative și să spună Dumnezeu este mai mare decât ei. Nu, psalmistul David a ales pentru psalmul acela pe care așa la rând luat în fiecare zi Dumnezeu a făcut să pice în dimineața aceea, psalmul 76, să fie cuvântul ăsta, Dumnezeu e mai mare decât munții răpitorilor. Și am dat slavă lui Dumnezeu. Dincolo de gândurile care mi le-am făcut cu privire la faptul că n-am avut destulă grijă de instrumentul acesta, să am grijă de el, să nu se întâmple ce s-a întâmplat, m-a liniștit gândul acesta din partea lui Dumnezeu. Că chiar dacă vin hoții, chiar dacă vin răpitorii, chiar cel rău să stea înaintea noastră, Dumnezeu este mai mare, slăvit să fie El. Și nu în ultimul rând, îmi amintesc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți aceia dintre dumneavoastră care sunteți prezenți aici și sunt și alți frați și surori care nu sunt prezenți aici, care în momentele acelea m-au sprijinit, m-au încurajat, au făcut tot ce le-a stat în putință să mă ajute. Nu uit lucrul acesta niciodată, că e vorba de frățietatea și de dragostea frățească care este între noi. Și când ești într-o nevoie și ești atins de dragostea aceasta lui Dumnezeu prin frații și surorile tale, lucrul ăsta nu se uită. Dumnezeu să binecuvinteze, deci, pe fiecare din cei care în momentele acelea mi-au fost alături. Amin. Și în al doilea rând, legat de călătoria pe care am făcut-o, așa cum am spus, a fost o călătorie de serviciu împreună cu Orchestra Filarmonicii de aici, din oraș. A fost un program încărcat, numai diminețile le-am avut libere, au fost și zile când n-am avut nici diminețile, că erau drumurile lungi, deplasări, în fiecare zi repetiții, concerte. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru diminețile pe care le-am avut libere și pentru faptul că mi-a și scos înainte biserici la care să pot să merg și să mă închin cu frații de acolo. Frate Liviu, dacă poți, te rog, am selectat câteva poze din cele pe care le-am făcut în această călătorie și Dumnezeu mi-a dat o bucurie chiar de pe zborul dinspre Paris spre Seul, când așa a făcut Dumnezeu că am stat chiar lângă un pastor baptist, fratele Yong-Hun Kim, un pastor al Bisericii Baptiste Jongno din Seul. Și fratele lucra la o predică și la sfârșitul călătoriei am vorbit așa mai multe cu dânsul, de la sfârșitul călătoriei l-am întrebat: frate, ați terminat predica? Și fratele spune: oh, nu, doar o mică parte. Eu termin o predică, spunea dânsul, cam între 3 și 6 luni. În timpul ăsta mă rog, citesc, iar mă rog. Mi-a rămas lucrul acesta. Mi-a rămas și spunea fratele, predica este despre faptul că înainte lui Dumnezeu contează un singur suflet. Oamenii sunt impresionați de mulțimi mari, de oameni, de adunări foarte mari, dar Dumnezeu când privește la oameni, privește la fiecare în parte. Și spunea dânsul, despre asta este predica, că ar trebui și noi, fiecare dintre noi, să prețuim acel suflet care este lângă noi, așa cum Dumnezeu prețuiește fiecare suflet în parte. Acum pe pozele vor merge înainte, eu vă împărtășesc doar câteva gânduri ca să nu rețin prea mult timp. Am fost la 4 biserici, m-am închinat cu frații de la Ansan, din Daegu și din Seul. În 4 biserici, da, 4 biserici,
lucruri pe care le-am văzut importante în viața lor duhovnicească și pe care să le împărtășesc și cu dumneavoastră. Am observat la frații din aceste biserici o foarte mare căldură. Eram străin, într-adevăr, nu e greu să-ți dai seama de un european în mijlocul fraților care se închină acolo, dar chiar dacă nu știau engleză sau știau mai puțin engleză, fiecare a venit să dea mâna, ei mi-au spus ceva în coreană, eu le-am răspuns pe engleză, dar Dumnezeu ne-a călăuzit pe fiecare așa în apropiere unul față de celălalt. Dar în fiecare biserică am avut cel puțin câte un frate sau o soră care s-a ocupat de mine să-mi traducă, să mă invite la masă chiar. Și chiar o întâmplare așa care ar fi puțin mai amuzantă este că căutând în acele orașe mari biserica cu harta în mână, cu umbrela în cealaltă pentru că ploua foarte tare, m-am oprit să întreb pe un polițist unde e biserica, dacă am luat-o bine, sunt unde trebuie pe hartă. Și polițistul, așa mai greu, cu limba engleză, mi-a explicat, mi-a spus, e bine, uite, mai mergi două intersecții, apoi faci la stânga, apoi iară dreapta, mi-a explicat direcția. Și l-am lăsat, am mers, polițistul mergea într-un metrou, într-o stație de metrou, cobora tocmai, și am mers în felul acesta până la intersecție, am luat stânga, am făcut dreapta și m-am oprit, că trebuia iarăși să întreb, n-am știut dacă am respectat bine indicațiile. Când în spate aud un claxon, era o mașină de poliție. Polițistul cu colegul lui, care era creștin catolic, acest polițist nu era creștin, s-a oprit, spune, urcă în mașină că te ducem noi. N-am mai fost niciodată într-o mașină de poliție, n-au mânere în spate, la ușa din spate, înăuntru, dar așa m-am bucurat că pe mașină mi-a împărtășit colegul acesta care era creștin al polițistului, că se bucură că mă cunoaște și am putut vorbi puțin. M-a dus chiar până la ușa bisericii, m-a intrat înăuntru, a vorbit pentru mine cu cei de acolo, să pot să fac poze, a fost ca și când eram o persoană importantă, așa. Dar așa a făcut Dumnezeu. Eu pe drum tocmai mă și rugam, Doamne, ajută-mă să ajung cu bine, că e mare orașul, literele coreene nu le înțeleg și cele indicațiile pe engleză nu erau foarte multe. Și iată că Dumnezeu a găsit o mașină de poliție și un echipaj ca să mă ducă la biserică. Slavă Domnului! Un alt lucru pe care l-am observat este seriozitatea pe care coreenii, frații din Coreea de Sud o au față de Cuvântul lui Dumnezeu, față de rugăciune. În fiecare zi este timp de rugăciune de la ora 5 dimineața. Ei și lucrează foarte mult. De aceea în bisericile în care am fost, serviciile din timpul săptămânii, un singur serviciu am putut să prind în singura zi liberă care am avut-o, într-o miercuri. Majoritatea sunt la lucru. Dar se întâlnesc ori dimineața foarte devreme, ori seara foarte târziu, când reușesc să scape de la lucru. Și lucrul acesta l-am văzut în rugăciune, în seriozitatea cu care privesc Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când se predică, toți sunt cu Biblia deschisă, toți ascultă, când se cântă, toți cântă cu bucurie, se vede lucrul acesta pe fețele lor. Nu toate bisericile la care am participat au fost foarte mari, așa cum auzim despre Coreea de Sud. Au fost și biserici mai mici, de câteva sute de membri. Au fost și biserici de 1000 de membri. Am fost la o biserică, cea care era cel mai aproape de locul unde am fost cazat și singura la care puteam să ajung în timp util. Și am fost de mai multe ori acolo, a fost o biserică care avea în jur de 1000 de membri. În Seul, în schimb, sunt biserici mari, la una dintre ele am putut doar să particip, care au clădiri foarte mari, de mii de locuri pe scaune și care au duminicile câte 6-7 servicii ca să cuprindă pe toți membrii în ziua respectivă. Să poată fiecare din membrii să meargă să participe la slujba duhovnicească. Iarăși un lucru care m-a impresionat este că, mergând cu autocarul așa dintr-o localitate într-alta, am străbătut aproape toată Coreea
dar mai mult din autocar decât să pot să apuc să văd așa ceva mai cu timp. Foarte multe biserici, foarte multe biserici. Ați văzut probabil că deja s-au reluat a doua oară pozele. Chiar aceste biserici sunt biserici în apartamente. Sunt cartiere foarte mari, doar rezidențiale, doar cu blocuri de locuințe. Și acolo oamenii n-au decât magazinul alimentar de jos și blocul. Atâta aveți străzi întregi. Dar în cartierele acestea oamenii și-au făcut biserici, s-au strâns în adunări, în apartamentele lor și deasupra fiecărui bloc care are o astfel de adunare în apartament este înălțată câte o turlă din aceasta cu cruce, ca oamenii să știe despre lucrul acesta. Și fiecare cruce noaptea este, așa are un contur de beculețe, să zic așa, roșii. Și noaptea e foarte frumos, când ne întorceam de la concerte și trebuia să ne întoarcem iarăși la locul unde eram cazați, să stai să te uiți pe geam și când treci pe lângă un oraș, mai ales că sunt orașe așa destul de mari, să vezi numai cruciulițe roșii așa între case, foarte multe, foarte multe biserici. Timpul a fost mai puțin, dar biserici aș fi avut unde să merg, slavă Domnului. Și iarăși un lucru de care Dumnezeu mi-a adus aminte în această călătorie și cu lucrurile acestea închei, este să mă rog și să mijlocesc pentru frații din Coreea de Nord. Am fost așa aproape de ei, mai aproape decât altă dată. Eu mă mai rog așa, obișnuiesc să mă rog pentru frații din Coreea de Nord și pentru alții care suferă pentru credința lor. Dar de data aceasta am fost mai aproape decât am fost vreodată de țara aceasta. Am văzut chiar și se organizează expoziții așa culturale cu privire la ce se întâmplă acolo, cu privire la faptul că oamenii sunt persecutați pentru credința lor și frații lor din Coreea de Sud încearcă să ajungă, să încurajeze, să ajungă cu Evanghelia la vecinii lor din Nord. Chiar fratele lângă care am stat în avion, fratele păstor al Bisericii Baptiste din Seul, spunea că și ei au în biserica lor frați din Coreea de Nord și acolo sunt lucrurile sensibile. Unii dintre ei, când reușesc să scape în Sud sau în China, sunt trimiși înapoi. Chiar dacă dau de libertate, guvernele țărilor în care ajung îi trimit înapoi și de obicei când se trimit înapoi rar mai scapă cineva cu viață. Am văzut și un protest în Seul, acolo într-o piață despre lucrurile acestea și să nu uităm pe frații noștri. De multe ori mă gândesc că Coreea de Nord este cel mai greu loc în care să poți să trăiești, oamenii sunt atâta de... Dumnezeu cunoaște însă lucrul acesta și poate să întărească pe frații noștri care suferă acolo. Torturi sau închisoare sau moarte, nu de puține ori. Dumnezeu să-i întărească. Cu lucrurile acestea doresc să închei și dacă... îmi îngăduiți atât cât am reușit să învăț în această lună, cât am fost plecat, aș vrea să vă cânt o strofă dintr-o cântare în limba coreană, ca să auziți poate puțin din felul în care frații noștri cântă aceleași cântări ca noi, plus cele care le au compuse de compozitorii lor, acolo în Coreea de Sud, dar așa cum Dumnezeu cunoaște orice limbă a oamenilor, chiar dacă nu înțelegem, nici eu nu înțeleg ce cânt decât textul cântării din românește, îl știu, dar Dumnezeu înțelege și să ne bucurăm așa, poate să fie o bucurie și pentru dumneavoastră. Că auziți cântarea, vreau lângă Dumnezeu să fiu mai aproape, Doamne, către Tine, cântat în coreană. Sangegan gil
생명길 도나니 은하로다 증산할 부르니 늘 찬송하면서 주께 떠나가기 원합니다. Sunt două cântări pe care le-am auzit acolo și care mi-au adus aminte de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat pentru Dumnezeu în timpul acesta și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți copiii Lui din Coreea de Sud, de Nord, din România, de pe tot pământul. Amin. Cu adevărat, tânjirile și aspirațiile poporului Dumnezeu, căutările după Dumnezeu a Sfinților Săi sună frumos în orice limbă, nu-i așa? Într-o zi, Domnul ne va uni cu toți Sfinții Lui din toate timpurile și din toate locurile în Împărăția Sa. Mulțumim, frate Gabi, pentru aceste crâmpeie de experiențe din Coreea de Sud. Am fost interesat să auzim despre Biserica Lui Hristos de acolo. Ne bucurăm că ai avut ocazia să vezi ceva. Noi am auzit, dar ne rugăm ca Domnul să-și întărească mărturia acolo, a copiilor Săi. Și de asemenea, ne rugăm ca Domnul să îndure și de frații noștri din Coreea de Nord. Domnul să ne dea putere să învățăm și de la unii și de la alții, de la cei din Sud, pasiunea pentru rugăciune, și de la cei din Nord, răbdarea în suferință. Câteva anunțuri pentru biserică după terminarea serviciului din seara aceasta. Colul de tineri este invitat să rămână la urmă pentru repetiție în vederea slujirii care urmează. La standul de cărți a bisericii este apărut numărul pe luna aprilie, a revistei Harul, sunteți încurajați să intrați în posesia acestui număr. De asemenea, un lucru important de notat în agenda bisericii noastre pentru această săptămână este că prin Harul Dumnezeu, sâmbătă 19 mai, începând cu orele 10 în locul acesta, va fi organizată de către comunitatea Baptistă Timiș o conferință pentru frații păstori, lucrători, misionari, dar pentru toți cei care doriți, aveți pe inimă, într-un fel sau altul, implicarea în lucrarea lui Dumnezeu, pentru cei ce vă interesează și aveți povară pe suflet să vedeți cum Evanghelia
se duce mai departe. Sunteți invitați cu drag sâmbătă la această conferință. E organizată, așa cum am spus, de comunitate, conducerea comunității. Tema acestei conferințe este o slujire mai bună și, așa cum sugerează titlul conferinței, se dorește a fi un timp de încurajare tuturor celor care sunt implicați în slujire, pentru o slujire mai bună. Sunt invitați, deci, frații slujitori, frați care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și surorile. Va fi sesiune separată împreună cu surorile și surorile din biserică sunt invitate împreună cu alte surori să participe. Următoarea ocazie de închinare în locul acesta este joi la orele 19. E o nouă ocazie când ne apropiem de Domnul închinare, în părtășie și în studiul cuvântului. Celelalte activități de slujire din biserică rămân neschimbate. Mâine seara la orele 19, tinerii biserici împreună cu toți cei tinerii interesați sunt invitați la părtășia tinerilor, apoi marți, surorile și corul și restul grupurilor de familii care se adună în această săptămână își păstrează programul așa cum este cunoscut. Haideți să ne ridicăm acum și haideți să ne închinăm Domnului cu cântarea de laudă și în timpul acestei cântări aducem Domnului și darurile de bunăvoie. Vă invit să cântăm această cântare care nu știu dacă s-a mai cântat, dacă am mai cântat-o împreună, în comun, dar e o cântare simplă, frumoasă și cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați auzit-o. Este pe o poezie a fratelui Trean Dors. E mult prea scumpă viața asta ca s-o petreci nepăsător. Scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă unchiul vieții, să-l poți uita și-un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea, repetăm ultimele două versuri. E mult prea scumpă rugăciunea, să-i poți nesocoti vreun dar. E mult prea scumpă adunarea, să nu faci totul pentru ea. Scumpă îmbrățișarea, să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă îmbrățișarea, să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă răsplătirea statornicii la sfârșit, să-ți par acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. Să-ți par acum prea grea încercarea pe o scumpă mântuirea, să nu-i dai totul pe pământ și pacea inimii și slava statornicului legământ și pacea inimii și slava statornicului legământ. E mult prea scumpă veșnicia, s-o dai pe-o umbră și pe-un fum. E mult prea scumpă
ca valoare acestor lucruri atât de scumpe și prețioase pentru noi și veșnicia noastră, să înțelegem mai bine și în următoarea cântare acolo și apoi în momentele următoare când ascultăm cuvântul vestit prin fratele pastor Ilie Sundrea, Dumnezeu să-L binecuvinteze și inimile noastre să fie îmbogățite de cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ocupăm locurile și corul și aduce cântarea de laudă înaintea predicării cuvântului.
Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la care vom cugeta în seara aceasta, pe care l-avem scris în Epistola către Evrei, capitolul 1, și vom citi de la versetul 1 și până la 4 inclusiv. Pagina în Biblie 1174. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, Hristos, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Doamne, ne spui prin cuvânt că ai vorbit în vechime, ai vorbit în multe rânduri, ai vorbit în multe chipuri și la sfârșitul acestor zile ne-ai vorbit prin Fiul. În seara aceasta ne rugăm, vorbește-ne și nouă și îți mulțumim că în dragostea care ne-o porți o vei face. Amin. Ocupăm locul. Este o vorbă între comentatorii biblici când se pune problema autorului Epistolei către Evrei, care spun așa: care este autorul Epistolei lui Pavel către Evrei? Pentru că aproape toți au simțământul că ea este scrisă de Pavel. În seara aceasta n-am să investesc timp pentru lămurirea acestui aspect, ci aș vrea de la început să punctez un lucru, cred, important cu privire la această epistolă, și anume, ea este numită ca fiind și epistola lucrurilor mai bune. A lucrurilor mai bune referitor la vechiul legământ. Începe epistola prin a vorbi despre o revelație mai bună, o descoperire a lui Dumnezeu mai bună, un mod de a vorbi a lui Dumnezeu mai bun. Și apoi continuă arătând că este o odihnă mai bună, un mare preot mai bun, o jertfă mai bună, un legământ mai bun. Își justifică numele acesta de a fi o epistolă a lucrurilor mai bune. În seara aceasta aș vrea să rămânem puțin la aspectul revelației sau descoperirii, preocupării lui Dumnezeu de a vorbi, de a vorbi omului. Înainte însă de a vorbi despre aceasta, cu ceva zile în urmă am ascultat un interviu care s-a luat unui om bolnav, o personalitate în domeniul artei. Și se pare că cineva era bolnav și este bolnav de boala mușcăturii de căpușă. Cineva s-a apropiat de el și a vorbit despre Dumnezeu. Și omul acesta împărtășește faptul că în salon acolo a încercat să-i aducă mesajul lui Dumnezeu chiar și atunci când e vorba de o încercare prin care trece omul. Lucrul care n-am putut să-l trec cu vederea și îl împărtășesc în seara aceasta este că acel om, aflând probabil de la un credincios evanghelic mărturia despre Dumnezeu, i-a spus: știi, problema este că între Dumnezeul meu și Dumnezeul tău este o deosebire. Și creștinul l-a întrebat: care? Dumnezeul meu are mult mai mult umor. La prima vedere pare un lucru simpatic, așa, ca o glumă pe care să o spui. Mă uit însă la tragedia care stă în spatele acestei păreri despre Dumnezeu, și anume
că Dumnezeu ar fi unul care se ține de glume. Ceea ce face autorul epistolei către evrei este să puncteze preocuparea lui Dumnezeu de a vorbi, de a vorbi omului și de a vorbi în modul extrem de serios. Noi nu avem un Dumnezeu pus pe glume, ci un Dumnezeu care are ceva extrem de important de comunicat și cheamă omul să ia aminte la ceea ce spune. Fac o paranteză, vă aduceți aminte când Lot primește vestea că Dumnezeu va nimici Sodoma? Știți ce s-a întâmplat în familie? Ai lui, ai casei, au spus lui Lot, glumești, Lot. Probabil că era multă glumă în casa aceea când se vorbea despre ceea ce spune Dumnezeu. Dar faptul că au tratat-o ca o glumă putea să fie dezastros pentru ei. În seara aceasta nădăjduiesc ca să luăm în serios ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune în evrei cu privire la preocuparea care o are Dumnezeu de a ne vorbi. Textul spune că Dumnezeu a vorbit în trecut și a vorbit la sfârșitul acestor zile. Acum sunt oameni care spun în felul următor: credem că ar fi fost mult mai simplu, mai clar, mai direct ca Dumnezeu și astăzi să vorbească, la fel ca și în trecut, oamenilor, în mod direct, și atunci nu mai este niciun fel de îndoială și oamenii ar asculta de Dumnezeu și ar crede în El mai mult. Dragii mei, ceea ce face autorul epistolei către evrei este să spună următorul lucru: Dumnezeu nu mai repetă ceea ce a spus, ci a lăsat scris. Și abordarea aceasta că Dumnezeu ar trebui să ne ia pe fiecare în parte și să ne vorbească în mod particular adevărurile pe care le-a spus odată, sigur nu se va întâmpla. Mă gândesc la reacția care au avut-o în vremea în care s-a scris epistola și astăzi, oamenii care citesc locul acesta din Scriptură și care spun ceva de genul: la urma urmei, nici nu știu dacă eu cred sau nu cred că există Dumnezeu, așa că ar fi concludent dacă Dumnezeu ar vorbi, iar alții să spună: nu, noi suntem atei, noi nu credem deloc că există Dumnezeu. Dacă ar vrea să fie crezut, să vorbească în mod direct către noi. Și autorul epistolei cred că are ceva de genul: tot ce a avut Dumnezeu de spus în modul serios care îl caracterizează, deja a spus. Și faptul că unii cred sau nu cred nu are niciun efect asupra realității Dumnezeului care vorbește. Un alt lucru care aș vrea să-l subliniez de început este felul în care începe epistola aceasta. Este șocant pentru că toate epistolele încep cu un salut. Epistola către evrei nu are niciun cuvânt de salut. Ai impresia că intră de undeva direct, ca și cum ar fi vorbit în camera anexă. Și începe: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Două lucruri le punctează autorul. Primul lucru: Dumnezeu este și Dumnezeu vorbește. Dumnezeu este și Dumnezeu vorbește. O întrebare: de ce vorbim? De ce vorbim unii cu alții? Cred că cel mai simplu și corect răspuns este: vorbim ca să fim auziți. Nu cred că trebuie să facem o filozofie din asta. Nimeni nu vorbește fără să aibă așteptarea ca să-l audă cineva. Vorbim ca să fim auziți. Vrem ca să fim înțeleși în ce privește gândirea noastră și în ce privește simțirea noastră. Dar este a doua întrebare. Bine. Dar de ce vrem să știe ceilalți ce gândim și ce simțim? Vrem să fim auziți, dar vrem și să fim înțeleși cu privire la felul în care gândim. De ce? Răspunsul cred că este tot așa de ușor și simplu. Pentru că în natura lucrurilor suntem oameni care vrem să fim într-o relație.
Și comunicarea aceasta ne favorizează relația. Vorbim unii cu alții și comunicăm simțurile și gândurile noastre pentru că vrem să fim în relație unii cu alții. Frați și surori, dragi prieteni, în cazul lui Dumnezeu nu este nimic diferit. Din pricina naturii, relației pe care Dumnezeu vrea să o stabilească cu noi, Dumnezeu vrea să vorbească. De ce? Ca să fie auzit. De ce vrea să fie auzit? Ca să-L înțelegem cum gândește și ce simte pentru noi. Noi suntem creaturile Lui și Dumnezeu vrea să vorbească cu noi și să ne spună ce gândește și ce vrea pentru noi. În termenii aceștia, aș vrea să ne uităm la cele două afirmații pe care le face textul. Mai întâi că Dumnezeu a vorbit în vechime. Și spune aici că atunci când se referă la vechime, se referă la părinții, la cei din generația de dinainte. În epistola aceasta, la capitolul 3, dacă întoarceți, la versetul 7 începând, vorbește despre părinții aceștia și spune aceea, așa, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde și aici punctează, părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrurile mele 40 de ani. Menționează cine sunt părinții aceștia care l-au auzit pe Dumnezeu vorbind, dar n-au luat seama la ceea ce Dumnezeu a vorbit. Întorcând la capitolul 8, tot din epistola către evrei, spune la versetul 8 începând, căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua când ne-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Se referă la o vorbire în trecut cu poporul ales și numește părinții voștri, acelor de azi, am vorbit cu ei, dar n-au ascultat. Face două referințe textul nostru la început, în capitolul 1, și anume că a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, 39 de cărți sunt cărți în care Dumnezeu a vorbit lui Israel. De multe ori. 39 de cărți. Și toți autorii cărților vorbesc în numele lui Dumnezeu, aduc mesajul lui Dumnezeu. Cel de-al doilea aspect, Dumnezeu a vorbit în multe chipuri. Și a vorbit poporului prin îngeri, a vorbit prin rugul aprins, a vorbit prin oamenii pe care a ales ca proroci. Modalitatea în care Dumnezeu a vorbit poporului a fost așa de felurită și Dumnezeu a vrut să fie înțeles, ascultat. Se întâmplă însă ceva în istoria aceasta la care face referire autorul epistolei către evrei. Are loc un moment extrem de important și demn de remarcat în ce privește vorbirea lui Dumnezeu și reacția omului la ceea ce Dumnezeu vorbește. În cartea Exod, și v-aș ruga să deschideți acolo, se întâmplă primul refuz al omului de a asculta ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Exod, capitolul 20, este o proclamație publică exprimată cu multă vehemență din partea întregului popor și asta numai la 3 luni după ce au trecut Marea Roșie. În versetul 19 spune așa, ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Dacă ne uităm în capitolul 19, când poporul Israel
participă la un eveniment tot așa de mișcător și impresionant ca și cel din capitolul 20, când muntele fumega, când Dumnezeu vorbea și cutremura muntele, poporul spune: Doamne, vom face tot ce ne spui. În capitolul 20 întâlnim însă un popor care nu mai vrea să-L asculte pe Dumnezeu. Și spune lui Moise: Moise, ascultă tu ce spune Dumnezeu, lasă-ne pe noi și noi te ascultăm în ceea ce ne spui tu. Aici aș vrea să fac o mică aplicație, pentru că la prima vedere ar părea un lucru nu foarte, foarte îngrijorător. Oamenii aceștia au spus: nu vrem să-L mai auzim noi pe Dumnezeu că ne vorbește, să-ți vorbească ție și tu ne transmiți mesajul. Dragii mei, tradus în situația și contextul nostru, uneori am preferat să ne vorbească oamenii decât să ne vorbească Dumnezeu în mod direct. Și aici oamenii spun lui Moise: Moise, ia tu mesajul de la Dumnezeu și predică-ni-l nouă, noi îl primim de la tine. Numai că lucrurile nu se opresc aici. Poporul refuză să-L mai asculte pe Dumnezeu vorbind, motivând că este înfricoșat. Deși Moise aici îi spune în versetul 20: nu vă înspăimântați că Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Dumnezeu se manifestă și vorbește în felul acesta ca să prevină căderea voastră. Poporul a spus: nu, Moise, să-ți vorbească ție Dumnezeu și tu ne vorbești nouă, dar nu ne mai vorbi. Al doilea eveniment extrem de dureros are loc puțin mai târziu, este un al doilea refuz pe care Israelul îl face. În cartea lui Samuel, 1 Samuel. Pentru cei care citim Scriptura în fiecare zi, știm referința aceasta, aș vrea doar să ne apropiem de capitolul 8 din 1 Samuel, unde Samuel trist, văzând că poporul îi contestă și autoritatea lui și nu ascultă ceea ce are ca mesaj, se duce înaintea lui Dumnezeu și vrea să-i spună durerea aceasta. În 1 Samuel 8, capitolul versetul 7 spune: Domnul a zis lui Samuel: ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Dragii mei, este o a doua situație nu ușoară, când poporul spune: nu numai să nu ne vorbești, dar nu vrem nici să ne mai conduci. Dacă în Exod spune să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ci să-ți vorbească ție și tu ne vorbești nouă, iată al doilea refuz, când poporul spune: nu mai vrem nici să ne conducă Dumnezeu. Și Dumnezeu recunoaște starea aceasta și spune: Samuel, nu pe tine te resping, ci pe mine. Este al doilea refuz la care face referință autorul epistolei către evrei, când spune: Dumnezeu a vorbit în vechime părinților voștri, în multe rânduri, în multe chipuri, dar n-au ascultat. După o astfel de decădere a poporului, ceea ce se întâmplă este că Dumnezeu refuză să mai vorbească. Îi spune lui Amos în capitolul 8, de la versetul 11 și apoi 12, așa: iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete, și vă rog să auziți, după auzirea cuvintelor Domnului. Au refuzat să le vorbească,
au refuzat să mai fie conduși de Domnul și atenționează spunându-le, vor veni vremuri când va fi foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo, din nou, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Urmează 400 de ani când Dumnezeu lasă tăcere și nu mai vorbește deloc cu poporul său. Dumnezeu ia decizia aceasta și nu vrea să mai vorbească poporului 400 de ani, pentru că poporul n-a vrut să mai audă pe Dumnezeu vorbind. Mă gândesc la câteva situații deloc ușoare, când Dumnezeu să vorbească și omul să nu asculte. Sigur, ele sunt extrem de multe în paginile Scripturii, dar un om ales pe care Dumnezeu l-a avut în persoana prorocului Iona, Dumnezeu îi vorbește și spune Iona, du-te la Ninive. Iona, mergi și propovăduiește că am în plan să nimicesc Ninive. Iona spune, nu, Doamne. Și merge până acolo încât spune, și dacă e să mor, Doamne, nu, nu, nu. Dumnezeu vorbește și Iona refuză. În pasajul nostru din Evrei, pentru că autorul revine asupra acestei idei, spune în capitolul 4, la versetul 2 așa, dar cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Dragii mei, este un pericol. Dumnezeu să vorbească și cuvântul să nu folosească la nimic, pentru că nu găsește auditoriu care să primească cuvântul. Autorul spune, Dumnezeu este preocupat și interesat să vorbească și în vechime a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Felul în care Dumnezeu este însă ascultat de noi este marea problemă. Al doilea lucru pe care îl spune este că Dumnezeu a vorbit la sfârșitul acestor zile. Și la sfârșitul acestor zile a vorbit prin Fiul. Vorbirea aceasta este extrem de prețioasă pentru că cel care vorbește este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În capitolul 1, autorul îl descrie pe cel trimis de Dumnezeu ca să ne vorbească în termenii celui care este Fiul de Dumnezeu și care are toată autoritatea să vorbească în numele lui Dumnezeu și spune în continuare, despre îngeri a zis, din vânturi voi face îngeri ai lui și din troflacăre de foc slujitor ai lui, pe când Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie Dumnezeului este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiac de dreptate, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Pe el a trimis Dumnezeu să vorbească. Și cu toate acestea, ceea ce știm din istoria omenirii este că Fiul lui Dumnezeu a ajuns să fie pus pe cruce, nu să fie primit ca unul care este mesager din partea lui Dumnezeu și care ne vorbește. De asemenea, cred că vorbirea aceasta în zilele din urmă are prețuire pentru că este subliniată valoarea omului în ochii lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune este, de ce Dumnezeu este așa de preocupat să ne vorbească? De ce vrea Dumnezeu să-L auzi? De ce vrea să-L aud? Nu este Dumnezeu unul care poate să existe indiferent de reacția noastră? Felul în care pune problema Iov este una în care parcă dezarmează în ceea ce spune în capitolul 22. Poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Și de aceea întrebarea pe care o pun este aceasta.
Oare de ce vrea Dumnezeu așa de mult să comunice cu noi ca oameni? Iov spune, poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Dacă ești fără prihană, are cel atotputernic vreun folos? Și dacă trăiești fără vină, ce câștigă Dumnezeu? Deci, de ce este preocupat Dumnezeu să ne vorbească? Ce valoare avem în ochii Lui de este interesat Dumnezeu să vorbească cu noi? Ei, tocmai la lucrul acesta răspunde autorul Epistolei către Evrei în capitolul 2 și spune așa. Cine v-a făcut, și face referință la Psalmul 8, cine v-a făcut undeva următoarea mărturisire? Ce este omul ca să-ți aduce aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Dumnezeu se uită la noi diferit de felul în care ne uităm unii la alții. Și spune că ne-a creat cu puțin mai pe jos decât pe sine. Dumnezeul nostru vede așa de mare valoare în fiecare din noi, cum nu vedem unii față de alții valoarea respectivă. Cu ani în urmă, de câte ori gândesc la locul acesta din Scriptură, îmi amintesc de o experiență destul de tristă pe care am trăit-o la începutul lucrării pastorale. Un frate coleg din zona regatului m-a sunat să-mi spună să particip la un serviciu de înmormântare și îmi spunea că are o situație specială și este extrem de greu să slujească singur la serviciul respectiv. O familie de credincioși cu 8 copii în familie, toți oameni deosebiți și iubitori de Dumnezeu. Cel mai mic însă a ajuns student undeva la oraș și a venit acasă la părinți să ceară de la părinți bani pentru că are o datorie la prietenii lui de la facultate. Și mama, ca o femeie credincioasă și iubitoare, știind că băiatul de multă vreme nu mai asculta vocea lui Dumnezeu, nu voia să mai știe de Dumnezeu, i-a spus, dragul meu, ai venit în ziua Domnului acasă, înainte ca să pot face rost de banii aceștia, pentru că știi că e sărăcie suficientă, era perioada aceea de oameni care lucrau la colectiv. Haide, te rog, împreună cu mine la casa Domnului. Și băiatul îi spunea, auzi, mamă, lasă-mă cu lucrurile astea, știi că eu nu le am, nu vreau să aud de Dumnezeu. Și mama îi spune, dar dragul meu, ce te costă să vii împreună cu noi, măcar după amiază și apoi mergi înapoi la școală? Și băiatul i-a spus așa, te rog frumos să-mi dai banii pentru că vreau să plec. I-a dat din ceea ce a avut. A ajuns la prietenii lui la care avea datoria și oamenii aceștia i-au tăiat venele de la gât, de la picioare, de la mâini și l-au legat cu un ștreang. L-au făcut un mic pachet și l-au pus într-un tomberon de gunoi. Zile în șir nu s-a știut unde este Cornel. A fost descoperit de miliția din vremea aceea și în ziua în care trebuia să-și țină examenul de stat, cum se spunea în acea vreme, el era în sicriu, măcelărit de prietenii lui. Lucrul acesta mă face să gândesc la ceea ce spunea mai devreme. Dragii mei, Dumnezeu spune despre noi și ne vede ca fiind ființe pe care ne-a creat cu puțin mai pe jos decât pe îngeri. Ne-a încununat cu slavă și cu cinste. Oamenii sunt ființe cu care Dumnezeu vrea să comunice, vrea să vorbească. Dumnezeu vrea să-și împărtășească dragostea Lui față de noi.
Pentru el nu suntem gunoi de tomberon. Pentru el suntem ființe cu mare preț. Iisus Hristos, Domnul, n-ar fi venit să moară la cruce pentru gunoaie. El vede în tine și în mine ființe pentru care a rânduit veșnicia întreagă, veșnicia întreagă să fim împreună cu El. Te întreb în seara aceasta, când auzi că Dumnezeu vorbește în multe rânduri și în multe chipuri, vezi seara aceasta un prilej în care Dumnezeu vrea să-ți vorbească? E unul care vrea să intre în relație cu tine, vrea să-ți spună ce gândește pentru tine. Cum te uiți la felul în care Dumnezeu caută prilejuri deosebite în care să-ți vorbească? În lumea în care trăim, ne plângem mereu de felul în care suntem tratați de semenii noștri. Dumnezeu te prețuiește, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu vrea să înțelegi că în dragostea Lui caută toate modalitățile în care să îl înțelegi. Și asta nu pentru că este un câștig pentru Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu vrea să ne ofere ceea ce are mai de preț pentru mântuirea noastră. Este ziua Domnului în care a lăsat ca Evanghelia să poată fi propovăduită. Și aici textul nostru spune că în Hristos Iisus, prin care a făcut toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut și curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. El, Hristos, a făcut curățirea păcatelor pentru ca noi să avem parte de neprihănirea Lui. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Ne-am uitat la oamenii Vechiului Testament care n-au primit cuvântul. Ne uităm la vremurile din urmă pe care le trăim și lumea primește tot mai puțin cuvântul. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri de mare har. Cred că în istoria omenirii niciodată cuvântul lui Dumnezeu n-a fost atât de răspândit cum este astăzi. Vorbea fratele despre vizita în Seul, despre ceea ce face Dumnezeu în zona aceea de lume, când cuvântul lui Dumnezeu este primit de continente care altădată n-au știut nimic despre adevărul biblic. Vremurile sunt din urmă și suntem chemați să luăm aminte în vremea aceasta de har, când este cuvântul propovăduit și în internet, și în televiziune, și în radio, și școli creștine. Sunt atâtea oportunități pe care Dumnezeu le are ca să vorbească. În seara aceasta e har din partea Lui de a primi cuvântul. Fie ca Dumnezeu să-ți dea inimă deschisă pentru dragostea care o are de a mântui și sufletul tău. Fiți binecuvântați, mă bucur pentru timpul care l-am petrecut împreună cu dumneavoastră și nădăjduiesc ca harul mântuitor al lui Hristos să aducă pe mulți în împărăția sa. Amin. Cântăm o cântare.
Doamne, vocea Ta cea bună, vocea care ne-a vorbit în atâtea împrejurări ale vieții, îți mulțumim că este cea care continuă să vorbească omenirea acesteia până la sfârșit. Îți mulțumim că împietrirea noastră și starea noastră nu te-a împiedicat niciodată ca să vorbești și vrei să continui să o faci până la sfârșitul veacurilor. În seara aceasta ne rugăm, continuă, Doamne, prin Duhul Tău, care nu obosește să convingă lumea de neprihănire, păcat și judecată, să lucreze în omenirea în care ai lăsat biserica Ta. Cuvântul Sfânt, lăsat nouă, Doamne, am vrea să ne vorbească în fiecare zi. Știm că ni l-ai lăsat ca voce dumnezeiască, care să ne convingă în fiecare zi de starea în care suntem, să ne descopere Dumnezeul minunat care vorbește și să ne arate minunata împărăție și trăire veșnică în slavă cu Tine. Te rugăm, Doamne, lucrează mai departe. În seara aceasta, în ceea ce ai spus prin cuvânt, că ești preocupat și cauți să vorbești în multe rânduri și în multe chipuri, am vrea să îți răspundem atunci când ne vorbești și în nădejdea că vei lucra, fie ca toată lucrarea aceasta să fie pentru slava numelui Tău. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Ocupăm.